Mă numesc Gheorghe Mihail și astăzi vom vorbi despre scopul principal al minunilor în Sfânta Scriptură, în Biblie. Acest fenomen al minunilor este căutat de toți oamenii de pe fața Pământului. Nu o să găsiți un singur om de pe fața Pământului care să spună: eu nu sunt interesat să văd o minune. Toți oamenii care au fost pe fața Pământului, dacă ar fi auzit că cineva face minuni, și vom vedea imediat ce înseamnă o minune, toți oamenii ar fi mers acolo. La fel se întâmplă în zilele noastre, în care o mulțime de oameni, o mulțime de falși profeți, susțin cum că prin ei s-ar face minuni și multă lume este interesată de acest aspect. Minuni, minuni. Fie că sunt catolici, ortodoxi, adventiști, nu contează. Fie că ești budist, orice ai fi, ești interesat de minuni. Pentru că omul când aude de cuvântul minune sau miracol, îi se gândesc, prin omul acesta s-a făcut ceva cu ajutorul lui Dumnezeu. Acea minune de obicei se atribuie divinității, se atribuie lui Dumnezeu, cum că Dumnezeu prin acel om a făcut ceva minunat, ceva care omul n-ar fi putut să facă prin sine însuși și prin puterea lui. De aceea, de cele mai multe ori, oamenii prin care se fac minuni, sau zic între ghilimele, oamenii prin care în ziua de azi se fac minuni, ei se cred special și ceilalți îi cred special, deoarece se spune despre ei, prin omul acesta s-a făcut o minune, așadar el trebuie să fie un om special, un om care are o relație profundă cu Dumnezeu, îl cunoaște pe Dumnezeu, deoarece Dumnezeu a făcut o minune prin el. Între ghilimele, minuni. Vom vedea în primul rând ce este o minune. Și după aceea vom vedea că în Scriptură se vorbește despre semne și minuni sau semne, minuni și puteri. Semne, puteri și minuni. După aceea vom vedea care este semnificația acestor semne. În al treilea rând și în al patrulea rând vom vedea dacă există posibilitatea ca printr-un fals proroc să se înfăptuiască semne și minuni, la fel cum găsim în Sfânta Scriptură. Deci, în primul rând, sunt mulți oameni în zilele de astăzi, mulți falși proroci, falși profeți, cum e Puiul de la Hunedoara, Andrei și Filip, Pustan, cum sunt alți falși proroci în afară, Kenneth Copeland, mulți alții, Todd White și mulți alți falși proroci care susțin că prin ei se înfăptuiesc minuni. Și în special la noi în România sunt doi tineri care susțin foarte mult că prin ei se înfăptuiesc minuni. Că ei se roagă și de fapt motivul pentru care ei au ieșit din cultul penticostal este că acolo nu se întâmplă minuni. Și ei au ieșit ca să poată să își creeze un minister, o lucrare unde Dumnezeu cu adevărat lucrează cu putere prin ei. Ba încă unul dintre ei a spus că semnele și minunile care le-a văzut prin mâinile lui, care Dumnezeu le-a făcut prin mâinile lui, nu le-a văzut nicăieri. Vom vedea imediat. În primul rând, multă lume în ziua de astăzi definește o minune ca și cum ar fi, dacă știi că mâine o să plouă sau nu, deja e o minune. Dacă ai ghicit ce culoare are tricoul de pe mine, este o minune. Nu este o minune. Vom vedea în primul rând ce este o minune. O minune, oriunde am căutat și chiar pe Google, este un fapt extraordinar, un fenomen supranatural atribuit lui Dumnezeu. O lucrare pe care numai Dumnezeu o poate face. O minune, după modelul biblic, nu este un fapt ordinar, de ordinea zilei. Adică nu se întâmplă în fiecare zi, nu o vedem în fiecare zi. De exemplu, nu este o minune vindecarea de o gripă. Sau vindecarea de durere de spate. Sau de coate, de cap, de picioare. Sunt atâția oameni care sunt vindecați zilnic de aceste probleme. Deci, o minune nu este un fapt ordinar, ci unul extraordinar. Aceasta este propria definiție pe care eu o dau acestui cuvânt. O minune. Chiar dacă definiția în general este că este un fenomen supranatural atribuit lui Dumnezeu. Nu este un lucru ordinar. Deci nu este o minune să spun că am avut gripă, am fost răcit și m-am vindecat. Deci nu s-a întâmplat nicio minune. Sau să dai naștere unui copil. Chiar dacă este un fenomen impresionant, nu este o minune să dai naștere unui copil. Este o minune
pentru o persoană care toată viața n-a putut să rămână însărcinată și Dumnezeu îi dă să aibă un copil. Dar sunt multe astfel de minuni care, zic între ghilimele, minuni, pe care mulți le consideră cu adevărat minuni. De exemplu, sunt pe YouTube niște tineri falși, niște tineri proroci falși, v-am spus înainte despre ei, care ei cred că prin ei se înfăptuiesc minuni. Ei se roagă pentru oameni și oricare ar fi boala, mulți dintre ei spun că pe unii dintre ei Dumnezeu îi vindecă. Ei se roagă, de exemplu, pentru un lucru în concret. Ei se roagă pentru oameni care au picioare, unul dintre picioare mai scurt decât celălalt. Acești băieți se numesc Filip și Andrei. Alungirea picioarelor. Și noi ne-am gândit, este un fapt extraordinar sau este un fapt ordinar? Este cu adevărat o minune lungirea picioarelor? Cineva are un picior mai scurt 2 cm sau 2 mm sau lucruri de gen. Este oare o minune? Ei se roagă pentru cineva și spun, i-a crescut piciorul un centimetru. Pe lângă faptul că este un truc, totuși, în ziua de astăzi nu este o minune alungirea picioarelor. Nu este nicio minune, deoarece sunt medici care pot să facă acest lucru. Am spus înainte că o minune este un fapt extraordinar pe care numai Dumnezeu poate să-l facă. De exemplu, acești tineri, acești proroci falși, pentru că se autonumesc, sunt falși deoarece ei cred că prin ei se înfăptuiesc minuni, alungirea picioarelor. Și ei spun că i-a crescut 2 cm piciorul cutare la cutare și la cutare. Vă dau o informație pe care o puteți găsi pe Google. Doctorul Ion Donica a intervenit pentru alungirea și reconstrucția picioarelor deformate de peste 1400 de ori în decursul a 28 de ani de activitate. Operează gratis. Deci, este un doctor, Ion Donica, puteți să căutați pe internet, el a intervenit pentru alungirea și reconstrucția picioarelor deformate de peste 1400 de ori în decursul a 28 de ani de activitate. Este gratis. El operează gratis. Cea mai mare alungire de os pe care a făcut-o a fost de 32 de centimetri în decursul a 10 ani. O operație de alungire costă în Statele Unite 10.000 de dolari pentru fiecare centimetru alungit. Acum, acest om folosește un fixator, îl numește fixatorul Ilizarov, format dintr-un cadru metalic construit din două sau mai multe cercuri legate între ele cu tije. Acest doctor, cea mai mare alungire de oase pe care a făcut-o a fost 32 de centimetri. Deci, imaginați-vă un om cu un picior mai scurt sau ambele picioare să-i crească 32 de centimetri. Deci nu este un lucru oarecare, este ceva vizibil, oricine ar vedea. Vă asigur, la niciun proroc fals din zilele de astăzi, nu o să vedeți că are un picior mai scurt cu 32 de centimetri decât celălalt și îi crește așa la porunca celuilalt. Tot ce o să vedeți pe internet de la Todd White și mulți alții care au făcut înainte sunt doar trucuri. Deci tot ce o să vedeți, fie de la Filip și Andrei, sunt doar trucuri. Deci nu este nicio minune. Chiar dacă, de exemplu, acest medic în decursul a 10 ani a putut să facă unui om să crească 32 de centimetri picioarele. Nu este o minune. Ci este o tehnică pe care dânsul o folosește ca să poată să facă acest lucru. Deci, dacă noi am spune, uite, cineva, un medic, a lucrat și în 10 ani de zile, a făcut să crească unui copil 32 de centimetri. Am spune, este o minune. Am spune că este un lucru impresionant. Este adevărat. Este un lucru impresionant, dar nu este o minune. Pentru că o minune s-ar fi făcut așa. Și ar fi fost evident că un om cu 32 de centimetri, un picior mai scurt decât celălalt și ar fi crescut, ar fi fost cunoscut de toți. Deci, ceea ce acești falși proroci pe internet, pe YouTube, Filip și Andrei și mulți alții, Todd White, ei presupun că prin faptul că o persoană, între ghilimele, are mai scurt un picior decât celălalt un centimetru, ei cred că asta este o minune. E nicio minune. Deci, nu este nicio minune după definiția biblică. O minune, deci, este un fapt extraordinar. Nu un fapt ordinar pe care poate să-l facă medicii. Nu un lucru pe care îl poate face medicii. Ba mai mult, minunile din Scriptură au fost instantanee și niciun medic nu ar fi putut face nimic. În acele cazuri este scris că femeia aceea cheltuise toți banii pe care i-avea cu medici și nimeni nu a putut să facă nimic pentru ea. Și după aceea vedem
minunea ei, scurgerea ei de sânge. Învierea din morți este o minune. Lazar a fost văzut de toți, că a murit, la fel fiul văduvei din Nain sau fiica lui Iair, și toți au văzut cu un mort în viață și au rămas șocați, uimiți. Nu vindecare de spate, de coate, de cap sau lungirea picioarelor cu un centimetru. Vedem clar că în Scriptură, ceea ce Scriptura numește minune, a fost ceva care a făcut instantaneu și toți au recunoscut că acolo s-a întâmplat o minune. Dacă prin vreunul singur din acești oameni care sunt în zilele de astăzi se numesc vindecători, fie cei de la Rugul Aprins, fie Filip și Andrei, fie Todd White și mulți alții, dacă prin vreunul singur s-ar fi făcut vreo minune adevărată, eu vă asigur că toți oamenii de pe fața Pământului ar fi căutat pe acel om. Toți, absolut toți cu siguranță. Ei sunt niște falși. Nu pot să facă nicio minune, ceea ce înseamnă minune după modelul Scripturii. Căci dacă ar fi fost așa, tot ceea ce i-ar fi spus, noi am fi crezut că este de la Dumnezeu. Și vom vedea imediat care este scopul principal al minunilor, pentru că minunile au avut un scop. Și scop, nu vorbim despre scopurile secundare, faptul că oamenii au fost ajutați, faptul că oamenii au fost mângâiați, faptul că oamenii au primit binefacerile acelei minuni. Fie că au fost înviați din morți, fie că au fost vindecați de lepră, fie că erau ori din naștere, ei au primit binefacerea, dar totuși aceste minuni aveau un scop principal. Ele s-au făcut pentru un scop principal și scopul nu era doar ca orbul să vadă. Minunile nu au fost făcute doar ca să fie făcute. Mortul nu a înviat doar ca să învieze, ci a înviat pentru ceva mai mult, ca să ne arate ceva mai mult decât aceasta. Vindecarea orbilor din naștere, de exemplu, este o minune. Vindecarea olongilor din naștere, într-un moment, vindecarea leproșilor, surdomuților, acestea sunt minuni. Un om care n-a văzut niciodată și Dumnezeu îl vindecă. Vedeți astfel de oameni în ziua de azi? Nu există. Căci dacă ar fi existat un om care să se roage pentru o persoană care a fost oarbă din naștere și acel orb din naștere să vadă, noi am crede că acel om vine de la Dumnezeu. Și pe bună dreptate, noi am crede că acel om vine de la Dumnezeu. Deoarece semnele și minunile au fost date doar acelora care au fost trimiși de Dumnezeu. Vom vedea imediat că scopul principal al minunilor a fost ca Dumnezeu să întărească cuvintele omului pe care El l-a trimis. Să întărească cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui pe care El îl vestea prin acel om. De exemplu, Robert Charles Sproul spunea: definiția unei minuni în Scriptură nu se găsește în lucrurile ordinare, adică lucrurile de ordine a zilei, ce se întâmplă mereu, ci în caracterul lucrurilor extraordinare. Deci nu e ceva ordinar, nu e ceva ce se întâmplă în fiecare zi, vindecarea de durere de coate, de spate sau de cap, cum presupun acești falși proroci, sau lungirea picioarelor un centimetru. Ceea nu e nicio minune, e un truc, atâta tot. Medicii pot să facă mult mai mult decât ei. Deci, în primul rând, am văzut ce este o minune. Ceva extraordinar. Ceva ceea ce numai Dumnezeu poate să facă, nu vindecarea de coate și de spate. În al doilea rând, găsim că în Scriptură, când Dumnezeu ne vorbește despre minuni, în general, sunt trei cuvinte care sunt folosite în limba greacă pentru acest concept. Simea, keterata, kedunamesi. Și anume, semne, minuni și puteri. Așa sunt numite în Scripturi. Vă dau un exemplu. În Deuteronom 26:8 spune: și Domnul ne-a scos cu mână tare și cu braț întins, cu arătări înfricoșătoare, cu semne și minuni. Neemia 9:10. Ai făcut semne și minuni împotriva lui Faraon. Deci știm cele 10 plăci pe care Dumnezeu le-a trimis împotriva egiptenilor sunt numite semne și minuni. Pentru că erau semne și minuni. La cuvântul lui Moise au venit toate acele plăci. Deci ele erau cu adevărat semne și minuni. În Ioan 4:8, Domnul Iisus spune: dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Ține minte, semne și minuni. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în orod. Fapte 5:12. Evrei 2:4. În timp ce Dumnezeu
întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Vedem? Încă un al treilea concept adăugat. Cu semne, puteri și minuni. Fapte 2:22. Bărbați izraeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care Dumnezeu le-a făcut prin el în mijlocul vostru. Din nou, repet același lucru. Semne, minuni și putere. 2 Corinteni 12:12. Semnele unui apostol le-ați avut printre voi în toată răbdarea. Prin semne, puteri și minuni care au fost făcute între voi. Ce sunt aceste semne? Vedem că folosește acest cuvânt, semne. Ce sunt aceste semne? Fiindcă ne spune, semne și minune au fost făcute în mijlocul vostru. Semnele au o semnificație. Ele înseamnă ceva, ne indică ceva, ne îndreaptă privirea spre altceva decât spre ele însele. Sunt indicatoare. Și vom vedea imediat ce sunt aceste semne. Pentru că Scriptura ne spune, semnele unui apostol le-ați avut printre voi. Care sunt acele semne? Zice, prin semne, puteri și minuni. Iată un exemplu. Evanghelia după Ioan 2:11. Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. Domnul Iisus a transformat apa în vin și ni se spune aici acest început al semnelor lui, nu spune al minunilor lui. A fost o minune, apa s-a transformat în vin, dar spune semn. Deci el ne indica ceva. Deci un semn întotdeauna indică ceva. Ne atrage atenția spre ceva. Semnul în sine nu înseamnă totul. Vă dau un exemplu. Dacă noi mergem cu mașina și vedem un semnal, un indicator și vedem că scrie acolo stop, noi nu o să stăm tot timpul și o să privim la acel semnal, la acel indicator. Indicatorul doar ne arată, indicatorul ne spune că trebuie să fim atenți, trebuie să oprim, să privim, să vedem dacă putem să trecem. Trebuie neapărat să oprim acel indicator. Ne spune, trebuie să oprești și să privești, acum nu la semn, ci să privești în altă parte să vezi dacă poți să treci cu mașina, să nu faci vreun accident. Asta înseamnă un semn. Un semn sau un indicator nu ne spune că trebuie să privim spre semn. Și asta se întâmplă în zilele de astăzi. Mulți oameni caută semne să privească doar spre semne. Și rămân cu ochii între ghilimele ațintiți doar spre semne. La fel erau evrei de pe timpul Domnului Iisus. Dacă nu vedeți semne și minuni cu niciun chip, nu credeți. Ei priveau și erau impresionați doar de semne. Dar semnele și minunile în Scriptură au avut un scop. Ele ne îndreptau privirea spre altceva. Am spus, acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. Un alt pasaj. Ioan 3:2. Acesta a venit la Iisus noaptea, Nicodim, și i-a zis, învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Din nou spune, nu spune minuni. Zice, nimeni nu poate face semnele. Deci tot ceea ce făcea Domnul Iisus, toate minunile pe care Domnul Iisus le-a înfăptuit, tot ceea ce el știa despre toți ceilalți și le dădea pe față gândurile inimilor lui, tot, absolut tot ce a făcut Domnul Iisus în acest concept, în acest sens, minuni, aici ne spune, nimeni nu poate face aceste lucruri. Nimeni nu poate face semnele pe care le faci dacă nu este Dumnezeu cu el. Nicodim identifica că Dumnezeu era cu Domnul Iisus pentru că putea să facă aceste semne. În alt pasaj, iată semnele care vor însoși pe cei ce vor crede. În Marcu 16 spune, iată semnele. Adică, iată indicatoarele care vor însoți pe aceia care vor crede în mine. Și vorbește aici special de apostoli. După cum am citit înainte, semnele unui apostol le-ați avut printre voi în toată răbdarea prin semne, puteri și minuni. Deci semnele unui apostol. Care erau semnele unui apostol? Semnele unui apostol erau tot ceea ce găsim în Marcu, capitolul 16. Și anume, vor vorbi în limbi noi, vor lua mânășeri, vor scoate dragi, dacă vorbea ceva de moarte nu vă vătăma, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Totuși, acestea nu sunt decât niște semne. Omul nu trebuia să rămână cu privirea țintită spre semne. Ele erau doar niște semne, ele ne indicau ceva. Trebuie să înțelegem că în Scriptură
absolut toate semnele. Toate semnele pe care le vom găsi în Biblie, toate minunile pe care le vom găsi în Biblie, ele ne indică ceva, ne arată ceva. Nu sunt menite ca noi să privim spre semne. Dacă un om a înviat din morți, este un semn, este o minune. Dar noi nu trebuie să rămânem, să ne bucurăm doar de faptul că a înviat din morți, ci acest lucru ne arată altceva. Trebuie să înțelegem că semnele și minunile din Biblie ne indică ceva. Ne trimite cu privirea spre altceva decât spre ele însele. Drept răspuns, Iisus l-a zis, Ioan 6:26, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinele acelea și v-ați săturat. Din nou, zice, mă căutați nu pentru că ați văzut semne, minuni. Și din nou, în Exodul 4:9, zice, dacă nu vor crede nici aceste două semne și nu vor asculta de glasul tău să iei apă din râu, să o torni pe pământ, apa pe care o vei lua din râu se va preface în sânge pe pământ. Este vorba despre Moise când Dumnezeu îl trimite și Moise spune, păi dacă nu mă vor crede? Și Dumnezeu îi spune, aruncă toiagul jos, se va transforma într-un șarpe, bagă mâna în sân, se va umple de lepră, o vei băga iarăși și va fi curată. Deci niște semne, cu toate că erau minuni. Dar spune, acestea vor fi semnele. În al treilea rând, care este semnificația acestor semne? Repet un verset. Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Cum știi? Nicodim asta i-a spus Domnul Iisus. Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Cum știa el că este venit de la Dumnezeu? Căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Nicodim a înțeles un lucru. Că tot ceea ce făcea Domnul Iisus arăta că Dumnezeu l-a trimis. Arătat că Dumnezeu l-a trimis ca să aducă revelație. Și nu numai revelație, ci să ne aducă mântuire. Fapte 2:22. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți. Om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minuni, semne și lucrări pline de putere. Cine a adeverit pe acest om și cum l-a adeverit? Prin semne, minuni și putere. Semnele, minunile și puterile, minunile în general, arătau că acest om era trimis de Dumnezeu. Arătau că prorocii erau trimiși de Dumnezeu. Semnele pline de putere și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin Domnul Iisus arăta că Domnul Iisus este trimis de Dumnezeu. În alt pasaj, Evrei 2. Căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezgudui și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Ascultați, cuvântul vestit prin îngeri, zice, s-a dovedit nezguduit. Și după aceea vorbește despre mântuire așa de mare, care după ce ne-a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni. Din ce cauză au avut apostolii semne, puteri și felurite minuni? Ca Dumnezeu să întărească mărturia lor. Tot ceea ce ei spuneau cu privire la Domnul Iisus Hristos. Și ei predicau pe cine? Omul Iisus Hristos. Pe Iisus din Nazaret. Asta au spus-o ei însuși, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin semnele, puterile și minunile. Deci, aceste semne și aceste minuni și aceste puteri care au fost în apostoli, care au fost în Domnul Iisus, ele arătau ceva, că ei erau trimiși de Dumnezeu. Dumnezeu, mai bine zis, întărea cuvântul lui prin semnele și minunile care îi însoțeau. Din nou, repet, Marcu 16. Semnele care îi vor însoți pe cei ce vor crede în Domnul Iisus. Vor pune mâinile pe bolnavi, bolnavii se vor însănătoși. Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Ce spune aici? Întărea cuvântul. Cuvântul cui? Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu trimitea cuvântul lui prin apostoli și întărea cuvântul lui cum? Prin semnele și minunile care îi însoțeau. De semnele și minunile au fost menite, au fost date ca să întărească cuvântul lui Dumnezeu. Semnele unui apostol le-ați avut în voi, printre voi, în toată răbdarea, prin semne, puteri și minuni.
Din ce cauză? Pentru că ei erau apostoli, ei aduceau cuvântul lui Dumnezeu, au pus baza, Efeseni 2, 20. Ei au pus baza, apostolii și prorocii, piatra din capul unghiului fiind Domnul Iisus Hristos. Prin ei s-au făcut minuni, semne și puteri și Marcu 16 vorbește despre ei. Acestea vor fi semnele, acestea, adică dacă vedem în anumiți oameni aceste indicatoare, că ei vorbesc în alte limbi, că ei vorbea ceva de moarte și nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși, vor scoate dragi. Dacă noi am vedea în ziua de astăzi o persoană care împlinește literal tot ceea ce spune Marcu 16, noi ar trebui să credem că acel om este un om trimis de Dumnezeu. Dar nu există niciun om de pe fața pământului care să împlinească acest lucru. Deoarece am crede că Dumnezeu întărește mărturia lui. Pentru că este vorba despre puterea lui Dumnezeu pentru a face acest lucru. Repet, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu în mijlocul vostru, după cum bine știți. Ce au indicat toate semnele și minunile făcute de Domnul Iisus? Sau semnele și minunile făcute prin apostoli sau proroci? Răspunsul, că ei au fost trimiși de Dumnezeu. Nu doar de dragul de a fi trimiși, ci pentru a ne aduce revelație de la Dumnezeu. Dumnezeu a întărit propriul lui cuvânt prin semnele și minunile care însoțeau. Robert Charles Sproul spune, noi știm că acesta este cuvântul lui Dumnezeu pentru că autorii lui au fost autentificați de Dumnezeu prin semne și minuni. Cum știm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că autorii lui au fost autentificați de Dumnezeu prin semne și minuni. Aceștia care au fost autorii Scripturii, apostolii și prorocii, piatra din capul unghiului fiind Domnul Iisus, El care a completat și de la El au vorbit toți, ei au fost însoțiți de semne, minuni și puteri. Din ce cauză? Pentru a autentifica cuvântul lui Dumnezeu. Prezența minunilor demonstrează că cineva este trimis de Dumnezeu pentru a duce revelație. Prezența minunilor, nu prezența înșelătoriilor. Problema este că în ziua de astăzi, tot ceea ce vedeți, oriunde ați vedea, fie că vedeți la televizor, atâția așa numiți proroci și vindecători, niciunul dintre ei nu împlinește aceste caracteristici. Deci ei nu fac minuni, ei fac scamatorii. Altceva, dar minuni nu. Pentru că dacă ar face cu adevărat minuni, ar fi cunoscuți imediat în întreaga lume. Cum oare a ajuns apostolii să propovăduiască Evanghelia Domnului Iisus în întreaga lume? Din ce cauză? Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea cu putere, deoarece Dumnezeu a vrut să pună baza, a vrut să pună temelia prin proroci și apostoli. Cum? Întărind cuvântul lui Dumnezeu, întărind propriul lui cuvânt prin semne, puteri și minuni. A fost pusă temelia. Temelia a fost pusă. Prezența minunilor, repet, demonstrează că cineva este trimis de Dumnezeu. Minuni adevărate, nu minuni false, nu minuni înșelătoare. Și ca să demonstrez acest lucru, vă voi da încă un pasaj în Exodul, capitolul 4, când Dumnezeu îl trimite pe Moise. Acum vino, eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Dumnezeu îi spune lui Moise, te trimit ca să scoți din Egipt pe poporul meu. Moise a răspuns și a zis, iată că n-au să mă creadă, nici n-au să asculte de glasul meu, ci vor zice, nu ți s-a arătat Domnul, ca și cum, uite, te trimit să scoți pe poporul meu din Egipt. Și Moise a spus, nu o să mă creadă, ce putere am eu ca să scot pe poporul Egipt, pe poporul evreu din Egipt? Nu o să mă creadă că m-ai trimis tu. Cum aveau să-l creadă evreii că Dumnezeu l-a trimis cu adevărat pe Moise? Cum aveau să-l creadă? La fel, cum pot să cred eu un anumit proroc care se numește proroc, se numește trimis de la Dumnezeu? Cum să-l cred? Dacă oricine ai fi tu, te numești proroc și crezi că ești trimis de la Dumnezeu, fie că ești pui de la Hunedoara sau oricine ai fi, și crezi că ești proroc cu adevărat și prin tine Dumnezeu trimite revelație, vino și demonstrează. Eu te voi crede dacă tu vei împlini semnele și minunile conform Bibliei. La mine în sat sunt bolnavi. În orice sat sunt oameni bolnavi. Găsim în Scriptură că Domnul Iisus în cele mai multe locuri vindeca pe toți. Găsim în Scriptură că apostolii peste tot unde mergeau vindecau pe toți. În cele mai multe momente. Chiar dacă erau momente în care însuși apostolul Pavel l-a lăsat pe Timotei bolnav, pe
alți Epafrodit a lăsat bolnav și alte persoane. Dar apostolii erau însoțiți de aceste semne. Și erau crezuți din ce cauză? Din ce cauză era crezut ceea ce spuneau ei? Pentru că semnele îi însoțeau. Acum același lucru Dumnezeu vrea să facă cu Moise. Moise a răspuns și a zis, iată că n-o să mă crede nici să asculte de glasul meu, ci vor zice, nu ți s-a arătat Domnul. Și Domnul i-a zis, ce ai în mână? El a răspuns, un toiac. Aruncă-l la pământ. El s-a aruncat la pământ și el l-a aruncat la pământ și toiacul s-a făcut într-un șarpe. Moise fugea de el. Domnul i-a zis, întinde-ți mâna și apucă-l de coadă. El a întins mâna, l-a apucat și șarpele s-a prefăcut iarăși într-un toiac în mâna lui. Iată, a zis Domnul, ce vei face ca să creadă că ți s-a arătat Domnul Dumnezeu părinților lor, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Domnul i-a mai zis, bagă-ți mâna în sân. El a băgat mâna în sân, apoi a scos-o și iată că mâna i s-a acoperise de lepre, se făcuse albă ca zăpada. Domnul i-a zis, bagă-o din nou mâna în sân, se făcuse iarăși, el s-a băgat din nou mâna în sân, apoi a scos-o din sân și iată că mâna lui se făcuse iarăși cum era carnea lui. Dacă nu vor credea, zis Domnul, și nu vor asculta de glasul celui din tâi semn, chiar dacă era o minune, dar era un semn vădit ca să le arate copiilor lui Israel că Domnul îl trimisese, dacă nu vor crede nici aceste două semne și nu vor asculta de glasul tău, să ia apă din pârâu, să torni pe pământ și apa pe care o vei lua din râu se va preface în sânge. Deci, Dumnezeu îi dă aceste trei semne ca poporul să-l creadă. Literal, pentru aceasta au fost date semnele și minunile. Le numește semne pentru că ele aveau să arate poporului evreu sau oricine, la oricine că acești oameni erau trimiși de Dumnezeu. De aceea le numește semne. Indicau ceva. Ele indicau că acești oameni erau trimiși de Dumnezeu ca să aducă revelație din partea lui Dumnezeu, ca să ne facă cunoscut planul lui Dumnezeu. Dumnezeu lucra cu putere prin ei pentru că Dumnezeu rostea cuvântul lui prin ei. La fel cum a făcut Ilie. În clipa când se aducea jertfa de sară, prorocul la Ilie s-a apropiat și a zis, Doamne Dumnezeu lui Avram, Isaac și Israel, fă să știi astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Tot ce a făcut Ilie, tot ceea ce spunea el poporului evreu, el spune, fă Doamne, să se știe, să coboare foc din cer, ca oamenii să știe că eu sunt trimis de Tine și că tot ce am făcut după porunca Ta. Deci Domnul întărea cuvântul acestor oameni, acestor proroci, pentru că era cuvântul Domnului, nu era cuvântul prorocilor, prin semnele și minunile și puterile care îi însoțeau. Pe cine au mărturisit apostolii? Bărbații izraeliți, ascultați cuvintele acestea pe Iisus din Nazaret. Pe Domnul Iisus din Nazaret l-au mărturisit ei și spunea despre el, om adevărat de Dumnezeu înaintea voastră, prin semnele, minunile și pline de putere. Apostolii spuneau, oameni buni, voi nu înțelegeți semnele și minunile și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin Domnul Iisus, arată că Domnul Iisus este trimis de Dumnezeu. Aceasta a arătat semnele, minunile și lucrările pline de putere. Că El era trimis de Dumnezeu. Că venea de la Dumnezeu. Și același lucru s-a întâmplat cu apostolii. Concluzie cu privire la acest punct. Învățătura biblică este că semnele, minunile și puterile au fost date cu acest scop pentru a autentifica un mesaj. Pentru a autentifica că acei oameni au fost trimiși de Dumnezeu și pentru a autentifica sau a demonstra că ei nu au adus învățătură de la ei însuși, ci de la Dumnezeu. Ei au adus cuvântul lui Dumnezeu, de aceea Dumnezeu a întărit cuvântul lui prin semne și minuni și puteri. Deci, ca să fie clar, toată Scriptura arată acest lucru. Toate minunile din Biblie, oricare ar fi el, fie că este Ilie care face să coboare foc din cer, fie că este Ilie care învie pe fiul văduvei din Sarepta Sidonului, fie că este Elisei care face o secure să plutească, fie că este Elisei care învie pe fiul Sunamitei sau orice altă minune. Toate au avut un scop, să autentifice că ei erau trimiși de la Dumnezeu și să autentifice că, virgulă, cuvântul pe care ei îl aduceau nu era cuvântul lor propriu, ci era cuvântul lui Dumnezeu. Robii lui Dumnezeu, prorocii și apostolii au fost însoțiți de semne și minuni pentru că Dumnezeu întărea cuvântul lui. Dumnezeu trimitea cuvântul lui. Dumnezeu a trimis prin apostol și prin proroci revelație ca să știm cine este Dumnezeu. Repet, înainte să trecem la ultimul punct.
Dacă în ziua de astăzi ar fi cineva care să împlinească acest lucru, ca prin el să se facă semne, minuni și puteri de rangul biblic, nu vrăjitorii, noi ar trebui să concludem că acel om este trimis de Dumnezeu. Asta spunea Robert Charles Sproul, un foarte mare teolog. El spunea că dacă în ziua de astăzi există o singură persoană pe fața Pământului care să împlinească, să aibă semnele unui apostol, să facă semne, minuni, vindecări, să vorbească în limbi noi, să scoată dragi și minunile să fie evident, clare. Dacă ar fi cu adevărat să existe un singur om, noi ar trebui să ajungem la concluzia că acel om este trimis de Dumnezeu. Și tot ce ar spune el, ar trebui să credem că Dumnezeu vorbește prin el. Ar trebui să credem că învățătura lui este bună. Dar tot ceea ce spun acești falși proroci pe internet, noi știm că ei nu sunt trimiși de la Dumnezeu, deoarece prin ei nu se fac minuni. Prin ei, repet, nu se fac minuni. Nu se fac minuni, se fac vrăjitorii, ce-i drept. Se fac vrăjitorii, ce-i drept, dar nu minuni. Ei sunt falși proroci din zilele de astăzi, sunt la fel ca vrăjitorii care s-au împotrivit lui Moise. Au făcut și ei la fel. Ce au făcut? Păi au făcut și ei să iasă broaște din râu. Stați un pic. Iar fi trebuit să lucreze acești vrăjitori, ar fi trebuit să lucreze pentru faraon. Adică să oprească această plagă a broaștelor. Nu să aducă mai multe broaște din râu. Vă dați seama? Deci, unde e puterea? Acolo nu ne se spune cu adevărat. Nu ne arată clar ce putere au avut ei. Dar ne spune doar că au făcut și ei la fel. Adică, stai un pic. Dumnezeu spune să vină broaște pe fața pământului în Egipt și îi spune, face și noi să iasă mai multe broaște. Păi stai un pic, asta era deja lucrarea lui Dumnezeu. Dacă ei ar fi avut vreo putere, s-ar fi împotrivit. Ceea ce vedeți în zilele de astăzi, și aceasta va fi parte din ultimul nostru punct, sunt vrăjitori. Deci, prorocii din zilele de astăzi, cum e Puiul de la Hunedoara și mulți alții din România, Andrei și Filip, ei se aseamănă cu vrăjitorii din Biblie, nu cu prorocii din Biblie. Deci ei se aseamănă literal cu vrăjitorii din Biblie, nu cu profeții din Biblie, deoarece profeții din Biblie și apostolii din Biblie, nu mai vorbim de noua reformă apostolică, care la fel, ei sunt niște vrăjitori, literal vrăjitori, dar nu apostol, pentru că dacă ar fi fost apostol, ar fi spus la fel ca apostolul Pavel, semnele și minunile unui apostol le-ați avut între voi. Dar acești oameni nu fac așa ceva. Dacă ar fi făcut așa ceva, ar fi fost cunoscuți de întreaga lume. Dar nu fac așa ceva. Sunt niște înșelători și învățăturile lor sunt învățături de dragi. În al patrulea și ultimul rând, există posibilitatea ca printr-un fals proroc să se înfăptuiască semne și minuni de rangul celor apostolice sau de rangul profeților din Vechiul Testament. Adică o minune cu adevărat. Învierea unui mort. De exemplu, vindecarea unui bolnav din naștere. Nu vindecarea de durerea de coate sau durere de cap. Asta trece și singură. Vorbind despre o minune, un fapt extraordinar pe care numai Dumnezeu poate să îl facă. Ca să înțelegem un pic mai bine, vă vor vorbi despre două persoane care se aseamănă toți prorocii din zilele de astăzi. Fie Puiul de la Hunedoara, fie Filip și Andrei și oricare altul s-ar mai numi proroc. Iată unul dintre ei. Găsim acest lucru în Faptele Apostolilor. În cetate era un om numit Simon, care zicea și el că este un om însemnat. El vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți de la mic până la mare îl ascultau cu luare minte și ziceau, aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește Mare. Îl ascultau cu luare minte pentru că îi uimise multă vreme cu vrăjitoriile lui. Știți care este problema? Creștinii noștri din zilele de astăzi ar aștepta ca un fals proroc să spună, eu vorbesc în numele diavolului. Cam așa ar aștepta creștinii din zilele de astăzi, creștinii evanghelici, ca să vină un proroc și să spună, eu vorbesc în numele diavolului. Și să spună, nu, pe ăsta nu-l cred. Ce așteptați, oameni, mă? Ca să vină cineva să vă spună, eu vorbesc în numele diavolului? Chiar și acest Simon vrăjitorul, care nu știau ei despre Domnul Iisus, știți ce credeau oamenii din cetate? Iată puterea lui Dumnezeu, cea care se numește Mare.
Nu spunea puterea diavolului. Toți acești oameni, toți acești înșelători vor vorbi în numele lui Dumnezeu, nu în numele diavolului. Aceasta credeau și oamenii din Samaria. Toți, de la mic până la mare, l-ascultau cu luarea minte. Toți. Trebuie să înțelegem că acest vrăjitor avea ceva cunoștințe. Îi vrăja, dar nu făcea minuni. Ce înseamnă să facă minuni? Nu făcea minuni. Pentru că el a rămas uimit. Și tot poporul Samaria a rămas uimit când au venit între ei apostolii. Și cu adevărat s-au făcut semne și minuni. De aceea, dacă tot poporul Samariei, de la mic până la mare, îl ascultau pe acest Simon, vrăjitorul, îl ascultau cu luarea minte, pentru că multă vreme uimise cu vrăjitorile lui și despre el spuneau, aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește mare, văzând un vrăjitor, cu trucurile lui, cu informația pe jumătate pe care putea să-i dea diavolul, căci aceasta face diavolul. Aceasta sunt vrăjitorii, o anumită informație pe jumătate, nu-i nimic clar, nu-i nimic exact, dar ei nu fac semne și minuni. Ei nu fac semne și minuni, vrăjitorii sau falși proroși din zilele de astăzi. Falși proroși din zilele de astăzi, prin legătura care o au ei cu demonii, primesc o anumită informație, dar nu fac semne și minuni. Repet, toți credeau despre acest om că este un om al lui Dumnezeu. El are puterea lui Dumnezeu, cea care se numește mare. Și era decât un vrăjitor. Când au venit apostolele, lucrurile s-au schimbat. Un alt pasaj. El era decât un vrăjitor. Prorocii din zilele de astăzi seamănă cu un vrăjitor. Deci nu fac semne și minuni. Nu! Prin ei nu se întâmplă semne și minuni. Prin puiul de la Hunedoara, prin toți prorocii care vreți să-i numiți dumneavoastră, nu se fac semne și minuni. Ceea ce înseamnă cu adevărat aceasta, semne și minuni. Nici prin Filip și Andrei, prin niciun. Sunt doar niște vrăjitori. Deci, după Biblie, ei se aseamănă cu vrăjitorii, nu cu prorocii. După ce au străbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit un vrăjitor, proroc mincinos, un iudeu cu numele Bar Isus, care era cu dregătorul Sergius Paulus, un om înțelept. Din nou, a găsit un alt vrăjitor și aici le dă și numele. Simon, care era din Samaria, și un altul care se numea Bar Isus, Elima, numele lui. Trebuie să înțelegem că Pavel, apostolul nostru Pavel, nu spunea, nu o să spun eu numele, care era numele acestui fals proroc, nu vreau să-l fac de râs în cetatea lui. Cam așa sunt argumentele creștinilor noștri neînțelepți. Nu, cum să dai tu numele unuia care este fals profet? Nu ai voie, spune-i în secret, spune-i lui însuși, n-ai voie să faci public numele lui. Dați-mi voie să vă spun, sunt decât două pasaje. Decât două pasaje, dar sunt mult mai multe în Scriptură, unde găsim numele falșilor proroci. Și da, Pavel le spunea, uitați, aceștia sunt falși proroci. Deci, avea numele Bar Isus. Interesant. Falși proroci întotdeauna vă vor vorbi în numele lui Dumnezeu, nu vă vor vorbi în numele diavolului. Se poate, există posibilitatea ca printr-un proroc sau prorocii falși să facă minuni adevărate? Spune un pasaj în 2 Tesaloniceni 2, spune, arătarea lui se va face prin puterea satanei, vorbește despre anticrist, cu tot felul de minuni, semne, și noi spunem, ia uite, uite, aici vorbește despre anticrist și zice că arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile, nelegiuirile pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din pricina aceasta, Dumnezeu le trimite lucrarea de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru că toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere, nelegiuire, să fie osândit. Ținem cont. Aici vorbește despre minuni, semne și puteri. Ceea ce am repetat înainte. Ne vorbește despre tot ceea ce am vorbit înainte. Semne, minuni și puteri. Ne vorbește amplu despre acest concept al minunilor. Semne, minuni și puteri. Adică un rob al lui Dumnezeu, un apostol, era identificat că prin el se făcea semne, minuni și puteri. Și aici despre satana, despre anticrist, ne spune că arătarea lui, atunci în momentul în care se va manifesta el, zice, arătarea lui se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne și puteri. Dar să ținem cont că zice tot felul de semne, minuni și puteri, dar le numește mincinoase.
Dacă este un semn, fie că este o minune, fie că este putere, orice minune ar fi ea, vorbind despre acest concept, și după aceea spui o minune mincinoasă, înseamnă că nu e adevărat. Păi i-a crescut piciorul 10 cm. Da, dar dacă este o minune mincinoasă, înseamnă că nu e adevărat. Nu i-a crescut piciorul, este doar un truc. Tot ceea ce fac acești oameni în zilele de astăzi nu sunt minuni, sunt trucuri, sunt vrăjitorii. De aceea le numește semne, minuni și puteri mincinoase. Nu adevărate. Deci, dacă este un semn sau o minune, este o minune. Pur și simplu. Dar dacă este o minune mincinoasă, înseamnă că nu mai e minune. Logic, nu? Asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Semne, minuni și puteri mincinoase. Tot felul de minuni. Tot felul de semne și de puteri. Numai că sunt mincinoase. Și după aceea continuă pasajul în aceeași linie și cu toate amăgirile. Din nou, vedem puteri mincinoase, amăgire. Vedeți cumva adevărul în această treabă? Cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Toți acești oameni care aleargă literal la rugul aprins și așa mai departe, la Samuel Caba să fie între ghilimele vindecați. Oricum nu-i vindecă, nu se întâmplă nimic. Deci sunt înșelați. Semne, minuni și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii. Sunt doar amăgiri. Doar amăgiri. Nu-i nimic adevărat. Sunt semne și minuni și puteri mincinoase, adică nu sunt adevărate. Și cu toate amăgirile nelegiuirii. Știi ce înseamnă amăgirile nelegiuirii? Adică ei folosesc trucuri. Ei știu că ceea ce fac ei nu este adevărat. De aceea vor primi o aspră pedeapsă. Ei știu că este amăgire ceea ce ei îi învață pe ceilalți. Ce credeți? Că Todd White sau Andrei și Filip, când fac acest truc cu creșterea picioarelor, credeți că ei nu știu că este doar un truc? Știu foarte bine că este un truc. Dar îl necinstesc pe Dumnezeu și spun nu, este o minune. Nu e nicio minune, este doar un truc. De aceea, amăgirile nelegiuirii sunt trucuri pe care ei le folosesc ca să știe fie anumite informații despre anumite persoane și așa mai departe. Între ghilimele, creșterea picioarelor. Din pricina aceasta, din pricina că ei n-au primit dragostea adevărului, ei nu cred Biblie. Îl necinstesc pe Dumnezeu și îl fac mincinos pe Dumnezeul Bibliei, pentru că nu cred Biblie. Din pricina că n-au crezut Biblia, n-au crezut dragostea adevărului, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire. Dumnezeu îi lasă să creadă lucrurile acestea, pentru că ei n-au vrut să creadă adevărul. Ce au găsit plăcere în nelegiuire. Da, da. Aceștia care cred că le crește picioarele, ei au găsit plăcere în nelegiuire. Și zice, o să fie osândiți. Deci ei găsesc plăcere în nelegiuire, în păcat. Ei știu că ceea ce fac ei nu este de la Dumnezeu, nu este nicio putere, dar se înșeală singur. Și Dumnezeu a zis, înșelați-vă cât vreți. Dumnezeu a lăsat în voia minților blestemate. Și de aici se înșeală. Ei poate să creadă, între ghilimele, aproape 100%, că da, prin ei s-au făcut nu știu ce semne. Dar sunt doar înșelați, pentru că nu e nimic adevărat. Semne și minuni mincinoase și cu amăgirile nelegiuirii, trucuri. Atâta. Din ce cauză cred aceștia această lucrare de rătăcire? Pentru că n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelegiuire. Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire. De aceea, dacă tu îți place să asculți, să te uiți la Todd White, cum lungește picioarele, cum se roagă pentru cineva care are durere de spate și vai, Domnule, dintr-o dată se vindecă și spune Domnul te iubește, Domnul te iubește. La fel ceea ce face Filip și Andrei. Filip și Andrei sunt o copie a ceea ce face Todd White. Literal, o copie. Și ei însuși spun, nu, că Dumnezeu nu este un Dumnezeu mânios. Dumnezeu nu este un Dumnezeu mânios. Ba da, Biblia, Scriptura spune că Dumnezeu este un Dumnezeu care se mânie în orice vreme. Deci da, Dumnezeu este un Dumnezeu mânios, în același timp este un Dumnezeu de dragoste. Dacă tu îi asculți și îți place de ei, dă-mi voie să spun, crezi o lucrare de rătăcire. Și ai cele mai mari șanse să fii înșelat și să mergi în drum spre pierzare. Pentru că tu nu crezi cuvântul, nu crezi Biblia, nu crezi că toate minunile care au fost făcute în Scriptură au avut un scop și anume să autentifice lucrarea acelor oameni. Pe când acești falși proroși din zilele noastre nu autentifică nimic. Învățăturile lor demonice, învățăturile lor eretice nu sunt autentificate
Nici de cum de minuni, pentru că ei nu au minuni. Învățăturile lor eretice sau demonice sunt autentificate de trucurile lor. Atât. Doar atât. Dacă vreți să cunoașteți mai multe cu privire la trucuri, întrebați-l pe fratele nostru iubit, Alin Loloș, care Domnul l-a salvat, el a lucrat cu putere, Domnul pentru că a vrut să-l salveze și să-l aducă pentru slava lui. Întrebați-l pe el cu privire la trucuri. Însuși el spunea odată că poate să facă să plângă și o valiză, nu doar o icoană. Imaginați-vă, sunt doar trucuri, atâta tot. Întrebați-l, cum face să crească unui om piciorul 2,3 cm? Lucruri mai extraordinare decât atât vă poate spune Alin, pe care le făcea înainte în trucurile lor. Sunt doar trucuri. Tot ceea ce fac acești falși proroci sunt doar trucuri și pe lângă aceste trucuri, cei drept, primesc o anumită informație, aceia care sunt alipiți de învățăturile dracilor și posedați, primesc o anumită informație parțială pe care diavolul poate să le dea. Dar voi care îi ascultați și credeți și spuneți, mari oameni al lui Dumnezeu, nu vorbim împotriva lor, credeți o lucrare de rătăcire. Dumnezeu să vă lumineze, să vă depărtați de ei. În același timp, vreau să răspund la un pasaj, pentru că cineva s-ar întreba, da, dar ce înseamnă Deuteronom 13? Unde vorbește despre următorul lucru. Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise care îți va vesti un semn sau o minune și se va împlini semnul sau minunea aceea de care ți-a vorbit el zicând, haidem după alți Dumnezei, Dumnezeu pe care nu-i cunoști, să le slujim. Aici ne spune, dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise, oricine ar fi el, să-ți vestească un semn sau o minune. Oricare ar fi semnul și minunea. Nu ne spune aici, zice un semn sau o minune. Adică, un semn adevărat. O minune adevărată. Nu vorbește despre ceva mincinos aici. Mâine, cu tare, va fi vindecat de cancerul lui. E un exemplu. Și a doua zi, cu Tărescu este vindecat de cancer. Trebuie să înțelegem că Deuteronom 13 este o excepție și ne vorbește despre ceva anume, concret. Zice, dacă se va ridica cineva un proroc și îți vestește minunea și spune și se va întâmpla minunea aceea, zicând, haidem să slujim, haidem după alți Dumnezei, Dumnezei pe care nu-i cunoști tu și să le slujim, zice, să n-asculți cuvintele acelui proroc. Din ce cauză ne spune să n-ascultăm cuvintele acelui proroc? Pentru că automat noi ar fi trebuit să ascultăm cuvintele acelui proroc. Știți din ce cauză? Pentru că s-a întâmplat semnul sau minune. Deci când un om vestește un semn în acest pasaj, de ce ne spune un semn? Nu spune, nu ne vorbește despre un om care întotdeauna se împlinește semnele lui. Ci vorbește când un om se va ridica și îți va vesti un semn. Deci nu ne spune va vesti mereu și se va întâmpla. Ci este vorba ceva care se întâmplă într-un anume moment. Este ceva, este o excepție pe care Dumnezeu nu arată aici. Și anume, că un proroc mincinos, care este proroc mincinos, vestește un semn și semnul sau minunea, minune cu adevărat, se va întâmpla. Și vă spune, haidem după alt Dumnezeu. Și Dumnezeu spune să n-asculte cuvintele lui. Pentru că automat ar fi trebuit să ascultăm. Dar zice să n-asculte cuvintele lui. Pentru că Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să știți dacă, să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Voi să mergeți după Domnul Dumnezeul vostru, de El să vă temeți, poruncile Lui să le păziți, de glasul Lui să ascultați. De glasul Lui. Glasul Lui Dumnezeu. Noi putem să-L ascultăm doar prin prorocii din Biblie. Glasul Lui Dumnezeu putem să-L ascultăm doar prin apostoli și prin Domnul Iisus, care au fost însoțiți de semne, minuni și puteri. Dar despre acest proroc, care s-a întâmplat o singură dată, această minune ne spune să n-ascultați de glasul lui. Pentru că automat ar fi trebuit să ascultăm de glasul lui dacă s-ar fi întâmplat cu adevărat o minune. Dar este o excepție unde ne spune și dacă s-ar întâmpla ceea ce el propovăduiește. Și ne spune, haideți după alt Dumnezeu, zice să n-ascultați de glasul lui. Zice prorocul acela să fie pedepsit cu moartea. Da, Dumnezeu împlinește ceea ce El spune. Nu spun că e ceva, cel puțin nu cred asta. Nu cred că e ceva care se întâmplă în fiecare zi. Un proroc colo, unul colo, unul colo, vestește ceva și se întâmplă. Este ceva care se întâmplă probabil odată la 100 de ani, odată la 200 de ani, sau odată la 2 ani, nu știu.
Dar acest pasaj ne spune că este vorba despre un proroc, un om care într-un anumit moment, nu întotdeauna și nici de cum cu frecvență, ci odată, se întâmplă ceea ce el spune. Și Dumnezeu face ca să se întâmple cu adevărat acea minune. Literal, cel puțin, așa înțeleg eu lucrurile. Prin acest om s-a întâmplat odată o minune adevărată. Dar mesajul lui este, haideți după al Dumnezei. Și Dumnezeu spune, n-ascultați pentru că Domnul vă pune la încercare. Cu privire la prorocii din Vechiul Testament, sau la apostol, sau la Domnul Iisus, nu se spune că au făcut o minune. Ni se spune că multe minuni se făceau prin apostol, încât doar umbra lui Petru, dacă trecea peste cineva, era vindecat. Deci nu era vorba de o minune anume într-un moment anume, ci era vorba că au fost însoțiți de aceste semne și minuni cu privire la prorocul din Deuteronom 13 sau cu privire la vreun proroc din zilele noastre care a vestit vreun semn și s-a întâmplat, Dumnezeu a făcut să se întâmple semnul acela, este ceva singular, este ceva care se întâmplă odată și Dumnezeu pune la încercare poporul lui. Și dacă ar vedea semne, nu un om însoțit de semne și minuni, e diferit, ci dacă am vedea un semn care se împlinește, dacă puiul de la Hunedoara ar spune, de exemplu, mâine, pentru că acești falși proroci, proroci din zilele astea, toți sunt falși, ei spun, păi nu se întâmplă nimic dacă greșești 99%, poate spun și vreodată adevărul. Pentru că mulți dintre ei, probabil s-a întâmplat ceea ce spune Deuteronom 13 și Dumnezeu a împlinit odată ceea ce El a vestit și El se crede proroc. Dar nu-și dă seama că Dumnezeu îi spune, tu trebuie să mor, pentru că ai vorbit de răzvrătire împotriva Domnului. Minunea nu s-a făcut datorită Lui, ci s-a făcut în ciuda Lui, ca Domnul să-și pună la încercare poporul. Aceasta cred eu că înseamnă Deuteronom 13. Dar nu-i ceva. Nu este o regulă, este o excepție. Un semn sau o minune, o excepție de la regulă. Un lucru care s-a întâmplat o singură dată cu acel proroc, nu o regulă. Ceea ce spune Domnul este că acest semn sau minune a făcut-o El pentru a pune poporul lui la încercare. Acest alt proroc nu era însoțit de semne și de minuni, ci a fost doar o excepție când Dumnezeu a intervenit folosind chiar aceasta pentru a încerca pe poporul lui. Prin mâinile apostolului se făceau multe semne și minuni în Orodnuna și multe. Dumnezeu îi pune la încercare. Și mai sunt alte pasaje. De exemplu, în Apocalipsa, deci am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară care avea două coarne care unui miel și vorbea ca un balaur, săvârșea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se deduse să le facă în fața fiarei. În primul rând, mi se spune că săvârșea semne mari în Apocalipsa 13, până acolo făcea chiar să coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se deduse să le facă. Am citit înainte în 2 Tesaloniceni ce arătarea lui, lui Anticrist, va face prin semne, puteri și minuni mincinoase. Deci este vorba din nou despre Anticrist. Semne, puteri și minuni. Numai că sunt mincinoase. Nu sunt reale. Nu știm în ce fel, dar sunt mincinoase, sunt reale. Pentru că ne spune Scriptura, amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse să le facă. Nu știm în ce măsură puteau să facă ceva real. Dar și dacă au făcut ceva real, ne spune aici Scriptura pe care îi se dăduse să le facă. Dumnezeu i-a dat să facă acele lucruri, ca oamenii să fie înșelat, semnele pe care i se dăduse. Cine i le dăduse? De exemplu, un pasaj în Apocalipsa 6:11, fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă. Dumnezeu ne-a dat această haină albă. Apocalipsa 19:8, i s-a dat să se îmbrace cu insubțire, strălucitor și curat. Bisericii, cine i-a dat? Nu i s-a dat. Cine i-a dat? Domnul Iisus. La fel, ne vorbește despre Anticrist din nou. Și s-a arătat un alt cal roșu, cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ pentru ca oamenii să se înjunghe unii pe alții. I s-a dat o sabie mare. Dumnezeu i-a dat acea putere. Daniel 7:6. După ce m-am uitat mai departe și iată o altă fiară ca un pardos care avea
pe spate patru aripi ca o pasăre. Fiara aceasta avea și patru capete. I s-a dat stăpânire. I s-a dat, nu era a ei. Deci Dumnezeu i-a dat această stăpânire. Apocalipsa 13. I s-a dat din nou o gură care rostea vorbe mari și hule. I s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Exact, cu exactitate. 42 de luni i-a dat Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat. Din nou, Apocalipsa 13:7, i s-a dat să facă război cu sfinții, să-i biruiască. I s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice nerod, peste orice limbă, peste orice neam. I s-a dat putere, nu era a ei. Dumnezeu i-a dat. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina fiarei. I s-a dat. Deci, din nou, când biserica nu va mai fi pe pământ, Anticrist își va manifesta cumva puterea lui. Dar nu va fi a lui. Din nou va fi derivată de la Dumnezeu. Pentru că orice ființă în acest univers care are vreo putere, puterea lui e derivată de la Dumnezeu. De aceea zice, i s-a dat, i s-a dat, i s-a dat, i s-a dat, i s-a dat. Și la fel face Anticrist. Prin semnele care le va face, eu personal nu știu sigur dacă toate vor fi mincinoase. Știu doar că cele din zilele de astăzi ale prorocilor sunt mincinoase. Chiar dacă există anumite excepții. În Apocalipsa, cred că se întâmplă același lucru. La început va fi o falsitate, va fi semne, între ghilimele, semne și minuni. Dar când va apărea Anticrist, aici ni se spune că i s-a dat semnele și minunile pe care i s-a dat să le facă înaintea locuitorilor pământului ca să-i amăgească. Deci, probabil va face semne adevărate, dar biserica nu va mai fi atunci ca să-l creadă, evident. Nu va mai fi acolo ca să fie înșelată. Ba încă, tot Matei 24 ne spune că noi nu putem fi înșelați. Cei aleși nu pot fi înșelați, deoarece Dumnezeu îi păzește de acest lucru. Deci, tot Dumnezeu i-a dat, ca să spunem așa, stăpânire lui Anticrist pentru planul lui. El știe cel mai bine și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în fața fiarei. Arătarea lui vorbește despre Satana cu tot felul de minuni, semne și puteri mincinoase și cu amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din pricina aceasta Dumnezeu le trimite lucrare de rătăcire. Trebuie să înțelegem, pe mine nu mă interesează foarte mult ceea ce se va întâmpla, chiar dacă vreau să știu cât pot eu de bine ce se va întâmpla atunci. Dar noi nu o să mai fim atunci când Anticrist va veni. Numai aceia care n-au crezut adevărul vor rămâne aici. Vor suferi mânia lui Dumnezeu și vor fi înșelați de Anticrist. Pentru că spune că i s-a dat anumite semne și minuni, i s-a dat lui Anticrist ca să înșele pe toți locuitorii pământului și vor fi înșelați. Singurul lucru cu care dorim să rămânem este cu următorul. Că semnele și minunile și puterile care au fost date oamenilor în Scriptură au avut un scop pentru a autentifica că cei oameni au fost trimiși de Dumnezeu, pentru a autentifica învățătura lor, în același timp, pentru a demonstra că ei erau trimiși de la Dumnezeu și că învățătura lor nu era lor însăși, ci a lui Dumnezeu. Dumnezeu a întărit cuvântul Lui, de aceea a trimis semne, minuni și felurite puteri. În timp ce Dumnezeu întărea cuvântul Lui prin semnele care îi însoțeau. Să rămânem cu asta. Dumnezeu a întărit cuvântul Lui prin prorocii din Vechiul Testament, prin apostoli, prin Domnul Iisus Hristos, pentru că era cuvântul Lui. Om adeverit de Dumnezeu. Om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin semnele, minunile și lucrările pline de putere pe care le-a făcut înaintea voastră. Toate aceste semne adevărate și minune adevărate care au fost manifestate în Domnul Iisus și prin apostoli au demonstrat că erau trimiși de Dumnezeu. Nimeni nu putea să se împotrivească. Însuși, mari preoți spuneau, a făcut o minune, este vădită, nu putem tăgădui. În ziua de astăzi, acești falși proroși din ziua de astăzi nu poate să dovedească măcar una singură. Măcar dar fi acela care este excepția din Deuteronomul 13. Probabil nu sunt chiar așa multe excepții în lume cum credem noi. Deci, rămâneți cu acest lucru. Semne și minuni adevărate au fost doar prin proroci
Domnul Iisus și apostoli, cei din zilele de astăzi sunt falși. Dacă prin ei s-ar face semne și minuni adevărate, cuvântul lor ar fi întărit. Mărturia lor ar fi fost întărită, dar nu mai există proroci. A fost spusă odată temelia și scopul principal al semnelor și minunilor în Biblie ne indicau către altceva. Ne indicau și ne arătau și ne spuneau, nu privi la stop, nu privi la acest indicator, doar îți indică. Noi nu rămânem și privim la stop, ci ne uităm să vedem, acum putem să trecem? Putem să trecem? Aceasta au făcut, aceasta a fost scopul minunilor în Biblie. Ne arătau că cei oameni erau trimiși de Dumnezeu și trimiși de Dumnezeu ca să ne aducă revelație, să ne aducă cuvântul lui Dumnezeu, să ne aducă mesajul lui Dumnezeu și ne-au adus Scriptura și o avem fiecare dintre noi. Nu avem nevoie de altceva, nu aveți nevoie de mine, nu aveți nevoie de niciun proroc, nu aveți nevoie de nimeni. Aveți nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Noi toți am primit ungerea celui sfânt. Noi toți suntem, toți cei mântuiți, suntem unși de Duhul lui Dumnezeu, cum spune 1 Ioan. Nu avem nevoie. Noi știm, pentru că Duhul lui Dumnezeu este în noi. De aceea, să rămână clar în mintea dumneavoastră, acesta este o învățătură clară în Scriptură. Minunile, semnele, puterile, orice minune a fost dată oamenilor pentru că Dumnezeu întărea cuvântul Lui propriu prin acei oameni. Dumnezeu să vă binecuvinteze!